La Spitalul Orășenesc din Lehliu Gară s-au înregistrat 22 de cazuri de COVID-19. Managerul spitalului, Vasile Mircea Dângă, ne-a declarat că în urma testărilor au fost descoperiți pozitiv 8 pacienți și 14 cadre medicale. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat pe secția chirurgie. Ca urmare a situației existente, secția a fost închisă până la data de 3 septembrie. Mai multe informații despre situația de la Spitalul Orășenesc Lehliu Gară ne oferă managerul Vasile Mircea Dângă. Ne puteți spune și nouă, în momentul de față, câte cazuri aveți înregistrate în spital și ce măsuri au fost luate? Astăzi am avut testații din cadrele medicale, 14 cadre medicale, 2 medici la chirurgie, un medic la ATI și un medic pediatru, deci am 4 medici, asistent medical 7. Da. Și cu încă unul la care am plecat de 8 și 2 infirmiere. Deci ăsta este personalul care l-am testat pozitiv în spital și este carantinat la domiciliu. Nu știm focarul de unde, vă dați seama, de fiind transmitere comunitară, nici nu știm de unde, cum și ce fel. Da. Probabil că n-a fost un singur focar. Mai avem încă 6 cadre medicale carantinați la domiciliu. Persoane care nu au fost testate COVID, dar au fost contacti. Da. Contacti cu membrii de familie, cu alte persoane din afara spitalului. Am înțeles. Practic ăștia sunt. Și pacienți? Da. Pacienți aveți? Pacienții nu. Deci pacienți la ora asta nu avem în spital. Am avut 8 pacienți au fost când am depistat focarul. Da. Au fost 8 pacienți pe care i-ați transferat la Oltenița? I-am transferat, sigur, nu toți la Oltenița, în funcție de starea lor. Unii la domiciliu, alții la Oltenița. La ora asta, ca și măsuri luate, secția de chirurgie generală este închisă până la data de 3 septembrie. S-a redus linia de gardă în specialitatea chirurgicală și e decât linia de gardă pe partea medicală. Da? Da? S-a nebulizat tot spitalul, evident. Personalul din secția chirurgie care a fost testat negativ a fost redistribuit pe celelalte secții. În momentul de față, dat fiind situația și măsurile pe care le-ați luat, aveți personal suficient? Faceți față? Cu greutate facem față. Uh-huh. Deci ambulatoriul este funcțional. Da. Ambulatoriul integrațional este funcțional. Și ca o mențiune, ieri am testat un număr de 19 cadre medicale. În speță personalul care a ieșit negativ de la secția chirurgie, l-am făcut după săptămână, am făcut din nou testul să ne dea mai este un caz, și de la secția pediatrie, 12 de la chirurgie și 7 de la... Așteptăm rezultatele, vor veni azi sau mâine, dar acum nu le-am. Între timp am mai testat din proprie inițiativă, au avut o simptomatologie de infecție a căror respiratorii superioare, 3, un medic de la interne, o astfel de la OG și muncitorul cu sarcini DTT, dar sunt negativ toți trei. Domnule director, s-a făcut o anchetă epidemiologică în urma acestei situații? Bineînțeles. S-a luat fiecare caz, am înaintat-o DSP-ului. Este declarat focar la dumneavoastră? Asta se referă la populația unei localități. Da, da, da. Cred 3%, dar noi suntem un spital care nu avem, de exemplu, medicii sunt din București, personalul nu e numai din Lehliu. Niciun caz nu s-a atins pragul de 3 la 1000. În sensul focar la secția chirurgie. Uh-huh. Aici am făcut o anchetă epidemiologică pentru fiecare salariat, în sensul că dacă, de exemplu, un medic de la chirurgie facea anchetă cu un coleg de la interne, atunci automat l-am izolat sau l-am testat și celălalt coleg care mergeau împreună în mașină. Uh-huh. Să sperăm că din cei 19 care am testat ieri vom primi rezultate cel puțin satisfăcătoare, adică să nu mai avem, eu știu, poate un caz, două, zic și eu. Da. Așa că cu simptomatologie nu avem. Pacienții care vor necesita internare pe secția chirurgie până pe data de 3 septembrie, când spuneți că veți redeschide. S-a făcut adresa la ambulanță de către DSP și sunt redirecționați către Spitalul Județean Călăraș.